Onorat auditoriu, orașul Șimleul Silvaniei îmbracă în acest an haine de sărbătoare pentru că se împlinesc 770 de ani de la prima lui atestare documentară. Localitatea a fost atestată documentar pentru prima dată în anul 1251 într-un act emis la Alba Iulia se amintește de Vatsa Șomliova, prima denumire cunoscută a localității, dar desigur că ea este mult, mult mai veche și în acest sens stau mărturie prețioasele vestigii arheologice descoperite pe Măgura Silvaniei. În cadrul acestei conferințe ne propunem să evidențiem câteva momente mai deosebite din bogata istorie a pitorescului oraș de la poalele Măgurii Silvaniei. Spre sfârșit de secol XVIII, început de secol XIX, Episcopia Greco-Catolică de Blaj ia decizia de a descentraliza, să spunem, problemele administrative și înființează trei vicariate, la Hațeg, la Rodna și la Șimleu. Astfel că în anul 1810 ia ființă Vicariatul Silvaniei, instituție care va coordona nu numai viața religioasă a parohiilor greco-catolice sălăjene, ci și învățământul confesional, viața culturală și chiar cea economică a sălajului. Despre primii vicari, George Tatu, George Abraham și Isidor Albini, se știu mai puține, însă știm mai multe lucruri despre Alexandru Sterca Șuluțiu, vrednicul de pomenire vicar, care a păstorit între 1836-1850 și apoi a fost ales ca episcop al Blajului și devine primul mitropolit al Blajului în anul 1855, când episcopia Blajului este ridicată la rangul de mitropolie. El se va afla în fruntea vicariatului și în momentele revoluționare de la 1848, încercând prin diplomația sa să-i apere pe preoții greco-catolici, protopopii greco-catolici în frunte cu Ioan Lobonțiu, protopopul de Giurtelec, și iată că la 1848 se reușește să se zdrobească în sfârșit lanțurile sclaviei sau iobăgia care este desființată și apoi încep să fie cucerite o serie de, să-i acordate o serie de drepturi și libertăți cetățenești. La Șimleu și-a început studiile și Simeon Bărnuțiu, cel care a fost ideologul Revoluției de la 1848, tot aici ia ființă gimnaziul minorit, în anul 1825 și-ar începuturile. Un moment deosebit l-a constituit sinodul vicarial organizat de către Sterca Șuluțiu la 10 ianuarie 1850, când practic se pun bazele învățământului confesional românesc din Sălaj. La acest eveniment a participat atât clerul sălăjan, preoți protopop, cât și intelectualii sălăjeni, în frunte cu Florian Mărcuș, care a fost notarul sau secretarul acestei adunări. Și la cadrul acestui sinod, Alexandru Sterca Șuluțiu trasează sarcini clare protopopilor și preoților să înființeze școli confesionale în toate satele sălăjene. După 1850, Șimleul a devenit centru cultural și politic al
românilor Sălăjeni, pentru că aici își avea sediu vicariatul, școlile și mai târziu societățile culturale românești. Vicarul Demetru Coroianu, bunicul lui Iuliu Maniu, cel care a urmat în funcție lui Ștercașu Luțiu, este considerat pe bună dreptate fondatorul vieții cultural-naționale de la Șimleu, ce va avea să înflorească în, apoi în cei 40 de ani de pastorație a vicarului Alimpiu Barbolovici, în timpul căruia Șimleul va fi supranumit Brașovul Vestului. Fiind elev și profesor în Mica Roma, în Blaj, și avându-i colegi pe Timoteu Ciparu Simeon Bărnuțiu, Demetru Coroianu, după ce s-a căsătorit și hirotonit, și-a început prodigioasă sa carieră în fruntașa comună românească Bobota în anul 1841, iar la 10 ianuarie 1842 aici vede lumina zilei și primul său născut, fiica sa Clara, mama lui Iuliu Maniu. După moartea unchiului soției sale, protopopul Grigore Pop, el a fost numit protopop de Crai Dorolț în 1845, iar în 1850, după cum spuneam, după plecarea lui Șuluțiu la Blaj, a fost ales vicar al Silvanei și se stabilește în Șimleu. Aici, ajuns în această onorantă funcție, a păstrat legăturile și cu, în special după 1854, când Bărnuț ajunge la Iași, cu Simeon Bărnuțiu, a sprijinit mișcarea politică românească. Și la un an după moartea lui Bărnuțiu, fiica sa Clara se va căsători cu Ioan Maniu, nepotul lui Bărnuțiu și, de fapt, părinții lui Iuliu Maniu. Epopeia înființării societăților culturale în Șimleu începe cu despărțământul Astrei în 1870, continuă apoi cu reuniunea învățătorilor români sălăjeni, reuniunea femeilor români sălăjeni, Cazira română, societatea pentru un fond de teatru, dar să le luăm, să amintim pe rând despre fiecare aceste importante asociații sălăjene care își aveau sediul în Șimleu Silvaniei, centrul cultural românesc al Sălajului din acea perioadă. Asociația Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român, cunoscută mai ales după numele său prescurtat Astra, este trecută la loc de cinste rândul instituțiilor care au pregătit și săvârșit Unirea cea Mare din 1918. Adunarea de constituire a asociației a avut loc în anul 1861 la Sibiu, unde s-a și stabilit sediul asociației, iar la adunarea generală anuală, care a avut loc la Șomcuta Mare, în Țara Chiuarului, în 1869, s-a luat decizia descentralizării Astrei în despărțăminte sau filiale, cum le-am spune astăzi. Unul dintre aceste despărțăminte s-a înființat un an mai târziu, deci în 1870, la Șimleu. În primul său comitet de conducere și al despărțământului Șimleu al Astrei a avut următoarea componență: director, vicarul Silvanie Demetru Coroianu, iar ca membrii Ioan Maniu, tatălui lui Maniu, protopopul din Măieriște Ioan Vicaș, Florian Mărcuș, de care am amintit, Vasile Pop, generalul său și notar comitatens, Simeon Oros, avocat, și George Maior, jude cercual. După plecarea lui Demetru Coroianu la Gherla, fiind avansat în funcția de canonic și rector al seminarului teologic din Gherla, unde se afla sediul episcopiei de care aparținea greco-catolice, de care aparținea și Sălajul, în cadrul adunării generale anuale a despărțământului din 1875, care a avut loc la Bobota, în fruntea despărțământului a fost ales noul vicar Alimpiu Barboloviciu, care se va afla în fruntea
acestui despărțământ până în anul 1912. Din acest moment am putea spune că funcția se laicizează, de acum înainte fiind aleși în fruntea ei o serie de intelectuali, precum Vasile Pop, care a condus despărțământul între anul 1912-13, când din păcate a decedat, Andrei Cosma, apoi directorul Băncii Silvania, pe perioada războiului, 1914-1918, când, din păcate, și el, la 20 iulie 1918, trece la cele veșnice și nu mai apucă să vadă împlinit idealul românilor la 1 decembrie 1918. Iar în perioada interbelică, despărțământul a fost condus de o altă personalitate marcantă sălăjană, Alexandru Aciu, director după Andrei Cosma al Băncii Silvania, proprietar al ziarului Gazeta de Duminică, senator, deputat și parlamentar în mai multe legislaturi, prefect al județului Sălaj, o personalitate marcantă a Sălajului interbelic. Statutele Astrei și scopul ei era, pe cum se spune încă de la început, din 1861, înaintarea literaturii române și cultura poporului român în diferite ramuri, prin editarea de cărți, prin acordarea de premii și burse pentru diferite specialități de știință și arte și alte asemenea. Înființarea de biblioteci poporale a constituit o prioritate a Astrei, culturalizarea țăranilor, a tinerilor, păstrarea obiceiurilor și tradițiilor, și rămân memorabile adunările generale anuale care se desfășurau în diferite orașe, dar și în cadrul despărțământului Șimleu, în diferite sate din Sălaj. Și pentru Șimleu rămân în istorie cele două adunări generale ale Astrei din 1878 și 1908, când participă întreaga intelectualitate transilvaniană, în 1878, frunte cu George Barițiu. De ce a fost ales Șimleul în 1878? Fiindcă era concurență atunci între orașe. În 1878 mai făcuse invitația Astrei și orașul Sighișoara. Și cu un an înainte se stabilea următoarea locație unde avea loc adunarea generală și a fost ales Șimleul, pentru că înainte cu un an s-a desfășurat acțiunea de colectare a ajutoarelor pentru răniții în timpul războiului de independență, unde s-au remarcat, sălăjenii s-au remarcat, de asemenea pentru activitatea despărțământului, dar nu în ultimul rând, ceea ce se surprinde mai puțin din documente și din presa vremii, pentru că se împlineau 70 de ani de la nașterea lui Simeon Bărnuțiu, iar în anul 1908, este clar, iarăși se împlineau 100 de ani de la nașterea ideologul Revoluției Pașoptiste, născut și mormântat la Bocșa, în Sălaj. Însă, atunci, în 1878, se preconiza și dezvilirea unui monument care era în construcție la Bocșa. Din păcate, nici atunci, nici în 1908, autoritățile nu au permis pelerinajul, de fapt, care se preconiza, sau excursie, la mormântul lui Bărnuț. Așadar, scopul general al Astrei, al despărțământului Șimleon, a fost culturalizarea maselor, susținerea școlilor, difuzarea cărților și a publicațiilor românești și, cum spuneam, înființarea de biblioteci poporale.
Tot în această perioadă, 1870-1871, se înființează la Șimleu și Reuniunea Învățătorilor Români Sălăjeni. După instaurarea dualismului austro-ungar, în 1867, ca ultimă soluție pentru ca Imperiul Habsburgic să nu intre în disoluție, se destrame, problema școlilor românești a căzut sub incidența legii din anul 1868, motiv pentru care școlile confesionale, amenințate de statificarea școlilor, unde se preda exclusiv în limba maghiară, s-au regrupat și prin intermediul unor reuniuni au încercat, patronate de către biserică, au încercat să sprijine și să apere aceste școli confesionale românești. Astfel, Reuniunea Învățătorilor Români Sălăjeni va funcționa în mod oficial după adunarea constitutivă din 10 septembrie 1871, deci acum 150 de ani. Adunarea a fost convocată la Șimleu, au participat peste 50 de învățători sălăjeni, mulți preoți și susținători ai cauzei naționale în această parte a Transilvaniei. În fruntea ei a fost ales vicarul Demetriu Coroianu ca președinte, vicepreședinte învățătorul din Aghireș Ioan Jarda, secretar Ioan Ghita, Ioan Cosma Casier și dr. Ioan Nichita, avocat în Zalău, a fost ales ca jurist al reuniunii, funcție pe care va îndeplini până la moartea sa, survenit în anul 1900, la vârsta de 59 de ani. Încă de în primii ani de activitate, Reuniunea Învățătorilor Sălăjeni și-a propus ca scop principal consolidarea și încurajarea învățătorilor români, acordându-le ajutor material, manuale, cărți pentru biblioteci și menținerea unei atmosfere de abordare a problemelor didactico-pedagogice, prin care să se asigură ridicarea de ansamblu a învățământului confesional din Sălaj. La fel ca în cazul despărțământului Șimleu al Astrei, după plecarea vicarului Demetriu Coroianu la Gherla, în fruntea reuniunii a fost ales vicarul Alimpiu Barboloviciu, iar în cea de vicepreședinte, profesorul Gavril Trifu, cel care va conduce, de fapt, destinele reuniunii până la pensionarea sa. Cele mai reprezentative forme de manifestare ale reuniunii rămân adunările generale anuale, ținute cu regularitate până la izbucnirea primei mari conflagrații mondiale, în cadrul cărora s-au dezbătut toate problemele ce vizau bunul mers al învățământului, luându-se hotărâri de maximă importanță pentru soarta școlilor confesionale din Sălaj. Sediul reuniunii, a spus, era la Șimleu. Aici aveau loc întruniri periodice ale Comitetului Central de Conducere. Se luau decizii importante, erau pregătite noile adunări generale anuale, organizate în satele sălăjene sau la Șimleu, se acordau împrumuturi pentru învățători, ajutare pentru cei aflați în dificultate sau pentru văduve și orfanii dascălor decedați. Apoi, sigur, sunt mai multe momente din activitatea sa, învățătorii sălăjeni fiind la originea Gavril Trifu, ființării unei alianțe a învățătorilor din întreaga Transilvanie. S-a încercat în 1913 și organizarea unui congres general la Cluj, pe care el a fost interzis. În anul 1881 se înființează o altă asociație, Reuniunea Femeilor Române Sălăjene, la inițiativa Emiliei Pop, fiica lui Florian Mărcuș, care, studiind presa vremii și în special revista Familia, despre reuniunile care s-au înființat la Brașov, la Făgăraș,
a cerut un model al acestor statute, le-a trimis lui George Pop de Băsești și fiice sale Elena și lui Andrei Cosma, care le-au analizat. S-a inițiat o primă întrunire la Băsești, unde s-a ales, din cauza condițiilor meteo, n-au participat prea multe reprezentante din Sălaj. S-a ales totuși o conducere interimară în frunte cu Maria Cosma, soția lui Andrei Cosma, și s-au elaborat și înaintat statutele Ministerului spre aprobare. Adunarea generală de constituire a avut loc la Șimleu în data de 18 noiembrie 1881, deci acum 140 de ani, iar fruntea ei a fost alesă în unanimitate Clara Maniu ca președinte și Maria Cosma vicepreședinte. Scopul, conform statutelor, scopul înființării reuniune era înaintarea învățământului poporal și al industriei de casă, cu deosebită privire la sexul femeiesc din Comitatul Sălaj. Pentru atingerea lui, urmau să servească ca mijloace materiale taxele anuale ale membrilor reuniunii, donații și fondurile obținute din organizarea unor petreceri și conferințe. Un sprijin material deosebit l-a avut în Banca Silvania, condusă de către Andrei Cosma, care era și, să spunem, consilierul reuniunii, care dona anual suma de 300 de florini. De asemenea, a cumpărat localul pentru școala de fete din Șimleul Silvaniei, pe care a și întreținut-o din punct de vedere material. Începând cu anul 1881, adunările reuniune s-au ținut împreună cu cele ale despărțământului sălăjean al Astrei, iar din anul 1885 s-au desfășurat în satele cu populație românească mai numeroasă. În acest context, adunările generale anuale au devenit adevărate sărbători cultural-naționale românești. Organizarea adunărilor în mediul rural a urmărit să intensifice procesul de culturalizare a țăranului român, să strângă legătura de satele sălăjene. De asemenea, a organizat numeroase acțiuni culturale, expoziții, articole de artizanat, expoziții inedite de copii lansate, prin care se organizau concursuri, femeile care își îmbrăcau copiii cu haine frumoase, care erau curați, știau să recite o poezie, primeau diverse premii. Se încerca astfel o educație în acest sens sanitară, chiar și sexuală, am putea spune, fiindcă acum se dezbate intens și această problemă, fiindcă la țară și acum este un tabu. Într-un cuvânt, se încerca emanciparea femeii atât din mediul rural cât și din mediul urban, special prin cultură. Una dintre cele mai importante realizări ale reuniunii femeilor a fost a fost înființarea școlii de fete din Șimleu în anul 1888, pentru că până atunci chiar și fetele, deși puține până atunci, de preoți sau de învățători, de dascăl care aveau posibilitatea de a urma o școală, trebuia să meargă până la Brașov, unde exista o școală a reuniunii de fete. În acest sens, au avut acces la studii mult mai multe fete și fete din județul Sălaj. În documentul adresat Ministerului de la Budapesta la 8 septembrie 1888 se sublinia scopul înființării acestei școli, și anume de a promova cultura sexului femeiesc din Sălaj. De asemenea, se stipula că școala va avea un caracter public,
cu limba de propunere românească, corespunzând întru toate cerințelor legei despre instrucțiunea publică, că va avea gradul de școală elementară, de fetițe cu 6 clase și cu o învățătoare. După 1918, reuniunea a fost condusă timp de 10 ani de către Elena Aciu, o altă personalitate marcantă a sălașului interbelic, care va înainta o cerere Reginei Maria și asociația Reuniunea Femeilor Române Sălăjene va intra sub în altul patronaj al Reginei Maria. În anul 1932, de la Șimleu, va apare de sub tipar și prima revistă feminină din Sălaj, sub denumirea Flor de Crin, înființată și editată de către preotul profesor Teofil Băliban. A venit apoi prima mare conflagrație mondială. Reprezentanții asociațiilor au participat și la ca reprezentanți la adunarea națională de la Alba Iulia. În toamna anului 1918, la 10 noiembrie, deci înainte cu două zile de Zalău, în curtea casei vicariale din Șimleu a participat peste 300 de români și au ales Sfatul Național Român din Șimleu în frunte cu vicarul Alexandru Gheție. 26 noiembrie, la sediul Băncii, Silvania, au fost aleși reprezentanții cercului sau circumscripției electorale Șimleu. 5 deputați au fost aleși pentru a participa la adunarea națională de la Alba Iulia și, de asemenea, reprezentanții asociațiilor culturale. După 1918, mai amintim câteva evenimente deosebite, așa, în istoria Șimleului, ar fi data de 17 aprilie 1919, când Șimleul este eliberat și primul primar al Șimleului după 1918 intră în funcțiune, este vorba de Ioan Deleu, fratele lui Victor Deleu. Tot în 1919 am amintit ziua de 1 octombrie, când se deschideau porțile primului liceu românesc în Sălaj, la Șimleu, liceu care l-avea ca patron spiritual și l-are și astăzi pe Simeon Bărnuțiu. Alte câteva evenimente inedite din viața șimleoană interbelică. În 1923, la 8 iulie, are loc vizitațiunea canonică a episcopului Iuliu Hosu, eveniment la care au participat peste 4.000 de credincioși și din satele învecinate. Tot în 1923, în ziua de 23 iulie, are loc o vizită neașteptată a familiei regale la Șimleu. Șimleoane a fost anunțat practic o oră înainte, de fapt, primăria din Șimleu, de la Jibou, că familia regală se află într-un turneu și va vizita și Șimleu. Șimleoane au rămas impresionați, în primul rând, de faptul că la volanul celor două mașini se aflau regele și fiul său, principele Carol al II-lea, și apoi au rămas impresionați de modestia regelui Ferdinand, care a stat de vorbă cu șimleoanii, a povestit de frumusețile și locurile pitorești pe care le avea Sălajul și, în special, spune el, locul unde pitoresc, unde era amplasat Șimleul. El spune că l-a supărat însă că a văzut că otarele erau slabe, stogurile mici și puține la grâu, iar
Mălaiul, spune el, era micuț. Ei, mare rău, spunea Maria sa, că n-a plouat. A văzut apoi și faptul că drumul care trece pe strada principală din Șimleu era, spune el, foarte colbos și era praf, care strică sănătății și frumuseții orașului. Și a promis că va interveni la Ministerul Lucrărilor Publice, ceea ce s-a și întâmplat. Și peste un an de zile, în cadrul unui an de eveniment deosebit, inaugurarea sediului primăriei, a doua zi de Rusalii, Ministrul Lucrărilor Publice, generalul Traian Moșoiu, a spus că Șimleu va primi suma de 100.000 de lei pentru a repara străzile, iar un alt ministru, ministrul Sănătății, Nicolae Săvescu, participând și el la acel eveniment, a promis, a și ținut de cuvânt, să doteze spitalul din Șimleu cu 25 de paturi și să achite tratamentul pentru bolnavi. Și am încheiat, fiindcă timpul este limitat, un alt eveniment deosebit. În anul 1930, în ziua de 7 septembrie, la Șimleu a fost dezvelit bustul lui Simeon Bărnuțiu în fața liceului care poartă numele. Conform relatărilor presei, la eveniment au participat peste 20.000 de persoane în frunte cu Iuliu Maniu, urmașul lui Bărnuțiu și la acel moment prim-ministru al României, președinții celor două camere, ale Parlamentului, numeroși intelectuali. Așadar, iată doar câteva repere din istoria pitorescului oraș de la Poalele Măgurii. A existat tot timpul și special după 1876, când este desființat Comitatul Crasna, care avea sediul la Șimleu, și este ființat Comitatul Sălaș, cu capitala la Zalău. Tot timpul această trecere, să-i spunem, între Șimleu și Zalău, și discuții și după 1918, care să fie capitala Comitatul a județului, însă câștig de cauză a avut totdeauna Zalăul. Șimleul a mai avut o perioadă între 1950-1968, când s-au reînființat județele, atunci a fost centru de raion, aparținea de regiunea Oradea, însă după 1968, când se reînființează județele, începe să piardă din importanța sa administrativă, însă rămâne ca un oraș cultural. Din păcate și din punct demografic, am publicat în revista Caiete Silvane, două numerale revistei, aceste problematici legate de demografie, de scăderea, special după 1990, drastică a populației, nu numai în Șimleu, ci și în toate satele sălăjene, de fapt, și în orașe, special prin migrație, prin îmbătrânirea populației, fiind un complex de factori. Acum, sigur că Șimleul rămâne în continuare un important centru cultural al Sălajului și la împlinirea celor 770 de ani de la prima testare documentară urăm la mulți ani Șimleului și șimleoanilor și pe viitor să sperăm că va avea și un muzeu orășenesc și se va pune accentul tot mai mult pe vestigiile istorice ale Șimleului, fiindcă el rămâne pe vestigiile istorice, pe cultură, pe tradiții, rămâne în primul rând un oraș cultural al Sălajului.